Diplomatul Vasile Stoica este astăzi, din păcate, o figură aproape uitată și aș spune pe nedrept uitată. El face parte din intelectualitatea românească transilvaneană. S-a născut în Transilvania, lângă Sibiu, și a parcurs o traiectorie educațională și profesională, ea spune, clasică în condițiile regimului austro-ungar, în condițiile în care această intelectualitate românească, pe de o parte, a fost preocupată să-și construiască un destin propriu, să ocupe diverse funcții în structurile administrative ale Imperiului, iar pe de altă parte, în același timp, această intelectualitate a construit constant o acțiune puternică de rezistență națională în fața încercărilor guvernelor de la Budapesta de maghiarizare forțată a acestei părți răsăritene a Imperiului Austro-Ungar. Viitorul diplomat și-a desăvârșit studiile la Universitatea din Budapesta și apoi la Universitatea din Paris. Întors în patrie, devine unul din liderii Partidului Național Român din Transilvania și Ungaria, cu alte cuvinte se implică în viața politică, participă ca ziarist la susținerea acestei mișcări de propagandă în favoarea construirii și dezvoltării identității naționale românești din Imperiul Austro-Ungar și, de asemenea, va fi înrolat în momentul izbucnirii Primului Război Mondial ca sublocotenent în armata austro-ungară, așa cum, de altfel, se întâmplă cu foarte mulți români în acele momente care au dus la reconfigurarea în final a Europei. Numai că, nesimțindu-se atras de obiectivele politice ale Imperiului Austro-Ungar, Vasile Stoica dezertează, reușește să ajungă în România, așa cum o vor face și alții ofițeri români recrutați în armata austro-ungară și în România, foarte repede, datorită calităților lui intelectuale și profesionale, reușește să devină colaborator al prim-ministrului Ion Ice Brătianu, care i-a apreciat pregătirea și personalitatea și cu care va colabora și după încheierea păcii. În momentul deschiderii Congresului de Pace de la Paris, care trebuia să, așa cum am spus, redefinească situația politică la nivelul Europei, în acel moment Vasile Stoica va fi introdus de Ion Ice Brătianu în delegația României care pleacă la Paris. El a jucat un rol important pentru că, la un moment dat, la recomandarea lui Brătianu, devine ofițer de legătură între delegația românească și delegațiile occidentale, în special delegația franceză și britanică. Cu alte cuvinte, este în mijlocul evenimentelor și participă la eforturile delegației României de recunoaștere pe plan internațional a Unirii de la Alba Iulia. După realizarea statului român în forma sa maximă, după Marea Unire, Vasile Stoica va fi integrat în structurile Ministerului Afacerilor Străine de la București, va începe o frumoasă carieră diplomatică, întâi ca funcționar superior în centrala Ministerului, pentru ca, la un moment dat, să obțină numirea sa ca ambasador al României, ca ministru plenipotențiar, la Tirana și Sofia. Este prima etapă dintr-o activitate diplomatică foarte bogată, iar documentele care se păstrează astăzi în Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe ne arată cu prisosință rolul pe care Vasile Stoica l-a jucat
în relațiile diplomatice ale României cu diverse state balcanice. Următoarea etapă a carierei lui diplomatice se va desfășura în țările baltice, o altă zonă sensibilă datorită intereselor strategice ale Uniunii Sovietice, care nu părăsiseră această regiune, cu toate că după Primul Război Mondial, la sfârșitul războiului, statele baltice apăruseră pe ruinele Imperiului Rus, așa cum în Europa Centrală alte state au apărut pe ruinele Imperiului Austro-Ungar. În sfârșit, în 1939, din nou într-o conjunctură internațională complicată, Vasile Stoica va fi numit ca ministru plenipotențiar al României la Istanbul. Este practic cel care deschide seria miniștrilor români cu Republica Turcia și în această perioadă, legată de data aceasta de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, activitatea lui s-a dovedit foarte importantă pentru că Turcia și-a declarat neutralitatea și a devenit o zonă de tatonare între puterile care participă la cel de-al doilea război mondial. Cu alte cuvinte, rolul lui a fost din nou unul aparte, pentru că el avea misiunea atât de a reprezenta interesele României, dar în același timp de a informa guvernul de la București cu toată această mișcare vizibilă și mai puțin vizibilă din capitala Turciei. Trebuie să mai spunem, pentru a contura cât mai bine personalitatea diplomatului, un amănunt care de asemenea astăzi este mai degrabă uitat. Vasile Stoica a fost unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România. Colecția lui a fost una cu totul și cu totul deosebită. Din păcate, odată cu arestarea lui în 1948, în momentul în care în România ajunge la putere regimul comunist, această colecție de artă a fost confiscată în mod abuziv și trecută în proprietatea regimului. Sfârșitul lui Vasile Stoica a fost unul tragic, pentru că, așa cum spuneam, el este arestat în 1948, va fi la un moment dat eliberat, rearestat, iar de data aceasta își va găsi sfârșitul în închisoarea de la Jilava, răpus de mizeria, de bolile și de regimul de exterminare pe care regimul comunist l-a organizat în toate aceste închisori, în care au murit intelectuali, oameni politici, scriitori, ziariști, toți cei care erau considerați dușmani ai poporului.